Bună dimineața de data asta! Începem ziua cu o călătorie la cetatea Enisala. Am ajuns în zona Delta Dunării și nu putem să nu vizităm aceste locuri istorice și frumoase pentru că așa este recomandat să ne cunoaștem țara, să ne cunoaștem istoria și să savurăm cu ochii și sufletul tot ce se întâmplă în jurul nostru aici, pentru că de aici ne tragem. Mă uit la acești pereți și mă gândesc cât de norocoși suntem, pentru că acum avem toate condițiile de trai și suntem obișnuiți cu băi dotate cu foarte multe facilități și cum treia oamenii înainte, prin câte chinuri treceau și cât de greu le era ca să supraviețuiască uh, acelor vremuri Și mă bucur nespus, nespus de mult că ne-am născut în acest secol Următoarea oprire, la Babadak Am uh, încercat să vizităm un uh, cimitir vechi turcesc Numai că, de păcate, toți erau morți Scuzați-mi, moru nu era nimeni Ușile închise și stau și mă gândesc de ce este pe lista locurilor de vizitat din zonă dacă ușile sunt ferecate și nu este deschis accesul pentru turiști? V-am spus că suntem în Delta și nu puteam să ratăm o excursie cu barca, pentru că pentru asta am venit, ca să vedem frumusețile acestei zone și să admirăm natura, natura care este una blândă cu noi, având în vedere cât îi facem. Păsările își duc traiul într-un mod liniștit și se bucură de cerul senin, iar nuferii zâmbesc soarelui. Și îl salută, ascunzând sub frunzele lui bruscuțe sau peștișuri care constituie hrana pentru toate aceste păsări minunate pe care le găsiți în deltă. Este un spectacol, o ferie, este un mod de a-ți a încărca bateriile după un an de muncă și poate de a-ți aduce aminte de lucrurile de bază. Ne-am bucurat ca niște copii de această excursie și aș repeta -o oricând, oricând, pentru că sunt momente pe care nu le uiți. Și așa încheiem seara cu un crap cu varză. N-am mâncat niciodată, este prima dată când am încercat acest fel de mâncare și am fost surprinsă. Vă pup!